din județul Alba, Cadar în poartă, Gorba, Paleuca, Câmpoescu și Creț în linia mediană, parcă era Cimpoieșu. În fine, Paul Cioargă, George Goronea, Florin Socaci, Marian Guț în linia mediană, Daniel Ghiță și Alex Giurgiu, fost jucător la Liga 1, la Astra, oamenii din ofensivă. Cimpoieșu era și este și va fi până pe grafică până la sfârșitul meciului. Iată cum arată echipa lui Mirel Rădoi, cu Lazar în poartă, Hanca Găman, Benga și Martici apărare, Edi Florescu și Ionuț Vână Inter, Matei Închizător, Câmpanu și Andrei Ivan Arip pentru atacantul central Iovan Marcovici. Sunt primele elemente de aici, de la Zlatna. Rămâneți cu noi, revenim cu debutul de meci. Am revenit cu imagini de la Zlatna, acolo unde se joacă partida dintre Ocna Mureș și Universitatea Craiova în grupa D Cupei României. Ocna Mureș, prezența surpriză în această fază a grupelor, pe echipă care a început competiția de mult, când era foarte, foarte cald afară. Ba chiar a reușit marea surpriză în prima etapă din faza grupelor, reușind să o învingă pe Chindia, astfel încât echipa antrenată de Dan Roman, fost fotbalist de primă ligă, are 3 puncte, la fel ca Universitatea Craiova. Iuliana Demetrescu, arbitru de centru, brigada, iată, feminină, pentru această confruntare dintre Soda, Ocna Mureș și Universitatea Craiova. Pe cât de bine a mers Ocnei Mureș în cupă, pe atât de rău se pare că merge în campionat, în Liga a treia. Am văzut că în ultimele 7 etape au 6 înfrângeri și unele rele de tot, una chiar cu 7 goluri încasate, iar în cel de-a 7-lea meci a fost doar rezultat de egalitate. Sigur că un asemenea meci, mai ales că este vorba de un meci cu Universitatea Craiova, este unul special și comportă așa și miză simbolică pentru echipa pregătită de Dan Roman. Iuliana Demetrescu le are alături pe Petruța Iugulescu și Mihaela Țepuș, Craiova arbitrată în premieră de o brigadă feminină. Se pare că par așa puțin stingheri băieții lui Dan Roman. Nu sunt obișnuiți cu ideea de fotografie de grup, fotografie oficială de grup dinaintea meciului. Da, dar aici era tracul. După părerea mea, este cea mai sinceră imagine pe care am văzut-o. Am avut senzația că la un moment dat, că din cauza ceții care vine dinspre pădure, iată, sperăm să rămână cât mai mult acolo, adică să nu afecteze și această nocturnă care nu este chiar la nivel de Champions League, că din cauza ceții sunt și aruncați spre marginea terenului, dar nu era chestiunea cu pregătirea pentru fotografia de grup. Vedem și lista rezervelor celor două echipe. Interesantă formula trimisă în teren de Mirel Rădoi. Va combinat titularii cu rezervele pentru această partidă. Jocul va începe așadar în condițiile în care în prima etapă din această grupă de Ocna Mureș a reușit să dea o mare lovitură, să administreze lui Toni Petra acea înfrângere neașteptată, o perioadă atât de bună pentru antrenorul Chindiei. Hai să vedem astăzi cum se vor descurca împotriva Craiovei, o Craiova care probabil că este, nu probabil, ci sigur, mai mult cu gândul la partida din Giulești de sâmbătă seară. Pe Universitatea o așteaptă așadar o deplasare delicată, o deplasare complicată. Iar în ceea ce privește pe Ocna Mureș, am citit recent un interviu cu Dan Roman, care spunea că este adeptul unui fotbal ofensiv cu multe goluri marcate, adevărat, nu de adversari, iată pe Dan Roman l-ați recunoscut, nu de adversari, cum s-a întâmplat în ultima perioadă, și se joace 4-3-3. Astăzi nu joacă 4-3-3, este destul de greu să joci împotriva acestei echipe bune a Craiovei în 4-3-3, dar, sincer să fiu, nu știu care este mai emoționat, antrenorul sau elevii lui, apropo de imaginea de mai devreme. Dan Roman, care e și pe lista rezervelor, n-ar fi exclus să îl vedem în partea a doua. Sunt calcule simple în ceea ce privește echipa lui Mirel Rădoi. Dacă reușește să câștige această întâlnire, atunci se califică în sferturile de finală, ba chiar de pe prima poziție.
În acest moment sunt trei echipe cu câte trei puncte, cele două care se înfruntă în această partidă, plus Hermannstadt, care a câștigat ceva mai devreme cu 3-2 meciul cu Minaur Baia Mare și tot mai devreme ce am avut Chindia FC Argeș 1-1, rezultat egal, rezultat de la pauză. Să vedem aici cu Martici, o pasă în zona centrală, urcă Valerica Găman, Mateiu în apropiere, preferă însă această diagonală, o versiune de imaginat în condițiile în care se joacă, iată, din perspectiva Craiovei, desigur, împotriva unei echipe de Liga a III-a, în principiu ar trebui să fie simplu pentru Craioveni să-i desfacă cu asemenea diagonale și cu un strop așa de intensitate. Acum să vedem, pentru că din ceea ce înțelegem că ar juca un 4-4-1-1 gazdele, de joacă fază defensivă. Hai să vedem centrarea în fața porții, o reluare cu capul Câmpanu peste transversala Sodei. Prima acțiune, prima minge trimisă către poarta lui Alex Cadar, iată-l pe Dan Roman, 15 e numărul pe care îl are pe tricou, spuneam că e unul dintre jucătorii gazdelor de pe lista rezervelor. Adevărul că, sincer, la cum a arătat echipa lui în ultimele etape de campionat în Liga a III-a, nu se poate ca eventuala intrarea lui în teren să nu îmbunătățească nivelul ofensiv. 21 de goluri în prima ligă marcat de Dan Roman, 148 de meciuri. Hai să vedem aici pe Andrei Ivan, care a preluat balonul, se duce, mă rog, se arată Iovan Marcovici, Andrei Ivan, care încearcă șutul, ușor deviat, prinde însă Alex Cadar. Apropo de ce spuneai tu, de îmbunătățirea randamentului ofensiv odată cu intrarea lui Dan Roman, asta depinde și de colegii din compartimentul median. Trebuie să treacă puțin de centrul terenului, ceea ce nu le reușește deocamdată gazdelor. Rădoi pe margine, ia meciul foarte în serios. Vedem, da, și pe Denis Benga, titularizat astăzi. Da, mă gândeam, rog, voiam să spui ceva. Voiam să spun că, sigur, cu imaginea asta de antrenor într-adevăr dedicat și serios al lui Mirel Roy, ne-am obișnuit de la echipa națională, unde la un moment dat a lăsat impresia că e la un moment dat și un exces de zel. Adică, ok, e bine să fii concentrat, să vedem aici Benga încearcă driblingul, este blocat prin fault, o lovitură liberă pentru echipa craioveană, dar mă gândeam că este atent la toate detaliile. El spunea înainte de acest meci că a cerut informații despre teren și că a văzut fotografii, deci inclusiv fotografii, să vadă exact pe ce suprafață va juca echipa lui. Asta de ce? Pentru că în ultima perioadă Craiova lui joacă bine, joacă foarte bine. Au văzut 5 victorii în ultimele 5 meciuri oficiale, aici incluzând și partida cu Hermannstadt din cupă, și e foarte atent la detalii, tocmai pentru că sunt convins la cât de ambițios este, vrea să câștige meciul din Giulești. Universitatea se va duce să joace sâmbătă seara pe terenul Rapidului pentru a lua toate punctele. Da, și pentru a face rocada acolo cu giuleștenii în zona superioară a clasamentului. Prima prezență mai numeroasă a echipei lui Dan Roman, dincolo de centrul terenului. Îl vedem și pe Vână, îl vedem și pe Martici, e și Florescu, e și Câmpanu, e și Puștul Benga, care are 17 ani. Sunt jucători care în mod normal nu intră în primul 11. Iată prima acțiune al lui Andrei Ivan, revenit după accidentare, a fost rezervă la ultima partidă. Titular astăzi pentru a căpăta ritm de joc, probabil va fi folosit din primul minut și sâmbătă în Giulești. Ivan Marcovici cercând să dezvolte această construcție cu Eduard Florescu lipit de tușă. Evident că Eduard Florescu trebuie să scoată mingea de acolo, pentru că bun, principiul nu o să fie chiar atât de simplu, pentru că avem să-i desfacă sau să marcheze foarte repede. Acesta e obiectivul contra formațiilor de acest rang, de Liga a III-a, cum este Soda, Opna, Mureș, și care joacă numai defensivă. Vital e să marchezi cât mai repede.
Să nu o să fie chiar atât de simplu, mai ales că totuși cravenii rulează, ca zic așa, pe un teren necunoscut. Dar cu trecerea timpului, superioritatea lor se va vedea. Marković, un dribling foarte frumos. Deci din stop a încercat un dribling. El recuperează însă după ce l-a musculat pe Damian Cimpoeșu, apărătorul central, iată-l. Da, mă rog, n-a părut a fi fost fault la această intervenție. Fault. Nu este fault, dar să fim galanți și mai ales să înțelegem pe Dan Roman, care se plângea apropo de rezultate că în Liga a treia arbitrii sunt necruțători. Și faptul că înfrângerile din ultima perioadă, care între noi fie vorba cam multe, sunt provocate și de decizii ciudate ale arbitrilor. Varul în Liga a treia nu o să ajungă. N-a ajuns el în Liga a doua. Și oricum avem o veste și mai proastă, și dacă ar veni în Liga a treia, nu garantează cineva că nu o să mai apară probleme de arbitraj. Minge recuperată, dar tot prin faul a fost Sergiu Hanca. E un meci în care Mirel Rădoi folosește o linie de 4 fundaș cu Hanca și Benga în flancuri. Craiova n-a jucat în 4 de când a venit Mirel Rădoi. Au ceva aminte, a schimbat chiar de la primul meci, de la acel retur cu Zoria. În două zile a pus în teren o altă formulă de echipă. Acum au fost destule partidele în care lumea s-a întrebat de ce continuă să joace Mirel Rădoi cu trei fundași centrali, chiar și împotriva adversarilor care nu pun probleme, care n-au un atacant, dar aminte doi. Și iată că încearcă să schimbe puțin. E bine să ai două, trei formule pe care să le utilizezi. Altfel, parcă era mult mai schimbător, între ghilimele, Mirel Rădoi la echipa națională decât e la Craiova. Dar oricum, și faptul că el cum a venit acum la Universitatea Craiova de la primul meci și a pus echipa în trei oameni pe linia de apărare, asta e o schimbare mare. Pentru Craiova, după părerea mea, a fost o schimbare mare. Eu am făcut parte din acea categorie pe care tu ușor ironic a evocat-o, de oameni care se întrebau de ce tot insistă. Nu, că și eu m-am întrebat. Corect. Deci aici mai e o chestiune apropo de numărul de atacanți cu care vine adversarul peste tine. Deci 3-4-3 sau variantele hibrid. Acest sistem poate fi extrem de agresiv, extrem de ofensiv sau poate fi defensiv în funcție de cum îl orientează antrenorul. Atunci când noi ne întrebam, bănuiesc că amândoi plecam de la aceeași idee, și anume că e un sistem totuși pretențios cu care Craiova, nu neapărat, în general, la noi nu sunt multe echipe să fie acomodate cu un asemenea sistem care presupune un anumit tip de jucători și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu reușește și putem să recunoaștem, ne-a invis Rodioane. Câtă vreme Mirel câștigă ultimele 5 meciuri și arată bine echipa, de ce nu? Poate continua. Dar aici, da, cred că împotriva unei echipe de rang inferior poate să schimbe sistemul, adică să abandoneze cel obișnuit de Superliga. Da, ideea schimbării sistemului atunci când a venit era foarte clară. Craiova era foarte fragilă din punct de vedere defensiv. A mai pus un fundaș central în încercarea de a stupa găurile, iar lucrul ăsta i-a ieșit. Acum, ce mai are de făcut Mirel Rădoi din punctul meu de vedere, ca să fie clar, este să lucreze mai mult la exprimarea echipei, pentru că într-adevăr, da, Craiova e într-o formă bună, are 5 victorii consecutive, însă în continuare sunt anumite perioade în meci în care construcția e lentă, în care pe faza ofensivă se văd anumite lipsuri. Craiova are nevoie de o exprimare mai fluentă, mai cursivă, în ton cu speranțele fanilor. Aici Câmpanu reușește să direcționeze mingea pe poartă. Hanca trage în diagonal o minge blocată de Damian Cimpoeșu. Și ieșirea Ocnei pe contraatac. Scuze că folosesc Ocna, dar Ocna Soda, voiam să spun Soda Dragă, am înțeles că e numele de Alin pentru Ocna Mureș. Ieșirea pe contraatac nu neapărat grozavă. Mai devreme a fost prima oară când mi s-a părut că echipa lui Dan Roman se apără cam prea jos, totuși, adică se apărau cu două linii în propriul 16.
a fost a doua șansă de gol pentru Campano și da, și prima oară a fost reluare cu capul și aici o minge pe care o joacă cu capul. E adevărat că aici, deși a avut tot timpul din lume, a părut că dă special în primul loc special, adică n-a putut să evite primul baraj defensiv. Eu cred că mai e o rațiune pentru care poate fi ok această ambiție, obsesia lui Mirel să țină pe Craiova într-un 3-4-3, pentru că are și jucători de atac pe care îi poate utiliza și pe care, sigur, mai târziu îi pot vinde craiovenii. Jovan Marković e unul dintre ei, deci cu Jovan Marković, Andrei Ivan, pe care cunoaște, și jucători Bayram, și mai sunt jucători care au valențe și pe care îi poți utiliza. E adevărat că în asemenea sisteme, spre exemplu, oamenii tip piston, cei de flanc, trebuie să fie foarte, foarte buni, puternici, fizici, mă rog, și alte calități pe care să fie și de anduranță, să fie capabil să facă singur banda în multe situații, fotbaliști pe care nu cred că îi găsim foarte ușor în campionatul românesc. O minge pierdută de Florescu, o șansă pentru Gazde să plece pe contraatac, nu ajunge prea departe Cătălin Creț, fundașul stânga al echipei lui Dan Roman, oprit destul de ușor. Iată-l și pe Martić, folosit astăzi în centrul defensiv, alături de Valerică Găman. A pierdut Mateiu, minge în fața lui Daniel Ghiță, însă la fel de repede o pierde și Florin Socaci. Vână cu preluarea, orientat să joace direct în față. Am observat distanță cam mare, Hanca era cam jos, îl găsește pe Campanu la prima bară pentru o reluare în stilul casei, pentru că Jovan Marković, pe care l-avem în prim plan de cele mai multe ori pe metru pătrat, caută să finalizeze cu execuții rafinate și gata, ne-am răbrit, e Cimpoieșu, cum știam, și nu Câmpoescu. Am avut ceva emoții, ca să fiu cinstit, pentru că în toate relorile a mai fost un duel, părea să apară un G acolo și nu era ok. Corner pentru Universitatea Craiova, 13 minute în care mingea asta doar în preajma careului lui Cadar, recuperează pe echipa lui Rădoi, vână. Vedem că terenul e, mă rog, se prezintă în condiții modeste. Mingea țopăie foarte mult. Centrare pentru preluarea lui Câmpanu. Din nou ocazie pentru șeptarul Craiovei. Trage vână și va fi corner. Craiova ar fi vrut ca acest meci să se dispute în bănie. Chiar le-a făcut ofertă celor de la Oclan Mureș să vină să le plătească transportul și cazarea Dan Roman și băieților lui, însă cei de la Oclan Mureș au preferat să rămână în zonă, să joace acest meci pe aici la Zlatna. Mie mi se pare ok așa, adică eu merg pe perfect această idee. Da. Până la urmă, dacă, uite, în cupa noastră am venit cu grupele și nu mai avem pentru această perioadă a grupelor ideea de knockout, bucuria cupei tocmai asta era, că echipele mari sau cunoscute se duceau pe terenuri unde ajung foarte rar, odată pe an sau odată la câțiva ani, că la Zlatna nu știu dacă a mai jucat Craiova. Și de ce se răpești până la urmă oamenilor de aici bucuria de Craiova și chiar și jucătorilor de la Oclan Mureș să joace în zona lor, adică să vadă lumea din Alba și pe Craiova, de ce să o vezi doar la televizor. Hanca, a doua lovitură de colț, a doua lovitură executată chiar de minge respinsă, însă ușor de apărarea lui Dan Roman. Recuperează Benga, Florescu în interiorul careului, intervenție foarte bună a lui Cadar în fața lui Marković, deși a apărut în prima fază că a ezitat puțin golkeeperul celor de la Oclan Mureș. Pare să fie ajuns înaintea lui Marković, a rămas întins pe gazon. Jovan Marković abia acum se ridică. Ia să vedem reluarea, intervenția lui Cadar, penal. Din punctul meu de vedere, totuși. Da, mie sincer mi s-a părut penalti din prima, da, e penalti 100%. Deci nu sunt dubii, se vede aici cum îi prinde piciorul și ok, e penalti. Mie așa mi s-a părut la prima, apropo de ezitarea goalkeeperului. Da, mingea, probabil că asta a făcut-o pe Iuliana Dumitrescu să lase jocul să continue. Mingea s-a dus undeva în lateral, oarecum pe direcția atacului lui Cadar, însă am văzut pe reluare, i-a prins acolo piciorul lui Marković. Da, și senzația, mă rog,
eroarea vizuală, mă rog, iluzia optică era că portarul atinge mingea, după care intră în coliziune, ceea ce nu se vădește, nu se adeverește pe relori. Minge în ofensivă. Hai să vedem pe Florin Socaș, o minge pe care o scoate pentru atacant, pentru Ghiță. Apare și reușește Martic să respingă în tușă. Vedem pe Craven dacă reușește să ține balonul în teren. Edi Florescu nu reușește, dar oricum este repunere de la margine pentru echipa craiovană, care ar fi trebuit să aibă un penalti. 17 ani are Denis Benga, cel care a repus mai devreme de la margine. Un jucător de viitor, cooptat în lotul echipei mari. Încă din sezonul trecut, el a fost convocat pentru 3 partide, anul acesta n-a apucat să fie rezervă la meciurile de primă ligă, însă a mai bifat minute în partida cu Hermannstadt, câștigată de Craiova în prima etapă, 2-0. Aici intervenție tare asupra lui Ivan Martic. Marian Guț ia și cartonașul galben, se vede că e de la Liga a treia, când întreabă ce am făcut, nu pune mâna la gură cum pune Neymar. Da, e fault, dar nu știu dacă... greșește în totalitate Guț în momentul în care vă întreabă pe Iuliana Demetrescu ce am făcut, l-a lovit cu genunchiul pe Martic. A făcut ceva. O fault a fost, asta e clar. Dar se așteaptă și jucătorii lui Dan Roman la puțină clemență din partea brigăzii. Iuliana Demetrescu a fost rezervă, dacă țin bine minte, la un moment dat, la un meci al Craiovei. Încă o reluare cu penaltiul făcut de Kadar. Deci și dacă ar fi reușit să atingă mingea, contactul cu mingea s-ar fi produs după ce face fault. Da, e fault. El pleacă târziu. El iese într-adevăr târziu din but. Mă rog, iese să atace mingea. Atât de târziu a ieșit încât până și Iovan Marković a fost mai rapid decât el, care Iovan Marković e ca un motan totuși, adică el nu e precum Nabil Fekir, nu aleargă foarte mult, dar așa pe câțiva metri din câteva sprinturi și două atingeri te-a făcut, dacă nu ești atent, te curentează. Marian Guț încearcă să-l depășească pe Martic, repunere de la margine pentru Ohna Mureș, executată repede până la capitan. Se vede pe acest Alex Giurgiu cum schimbă flancul, dar se apără bine Hanca, ajutat de Câmpanu, colegul lui de flanc, în centru cu Interul Vână, care au se văd a vrut să impresioneze pe fanii din Zlatna, și anume cu un exterior cu stângul, deși mingea era pentru dreptul, dar finez oblij, asta este. Repune Creț de la margine, o minge pe care încearcă să o ducă mai aproape de poarta lui Lazar, Florin Socaș. E out din nou pentru Ohna Mureș. Apropo de povestea cu jucatul aici, aproape de casă și nu să vii pe terenul Craiovei, am timp meciul Dumbrăviței cu Rapidul. Mă gândesc că și acolo a fost un meci echilibrat, chiar pe fază de contraatac. Multă vreme echipa din Liga Secundă, bun, nu era din Liga 3, deci echipa din Liga Secundă, i-a pus niște întrebări lui Adrian Mutu. Și acolo, cum ar fi arătat acel meci, mă rog, cu arbitraj video, în primul rând, că acolo văște probleme de arbitraj, cum ar fi arătat pe terenul Dumbrăviței. A fost interesant. Uite aici, cu entuziasm și mai ales cu aceste semnale sonore care ne amintesc de, a spune, vremurile mult mai bune și mai spectaculoase din fotbal românesc, cu sirenele și așa mai departe. Uite, este 0-0 în continuare între Ohna Mureș și Universitatea Craiova. Acolo problema celor de la Dumbrăvița e problema Timișoarei, practic, pentru că ok, meciul nu s-ar fi putut juca în localitatea din care e pe echipa, dar e rușinos ca în 2022 să n-ai un stadion în Timișoara în care să poți organiza o astfel de partidă. De altfel, Dumbrăvița merge la Cluj, în Gruia, pentru meciul cu CFR. Pe undeva normal, dacă a venit în Giulești, să meargă și la Cluj. Din ce în ce mai înceață
terenul și oamenii de pe margine. Deocamdată nu sunt probleme, se vede destul de bine. Cum Craiova tot încearcă să învingă această defensivă care are destule lacune. Hanca, urmărit Hanca de George Goronea. Câmpanu acum înapoi pentru Hanca. Da, trebuie să orienteze jocul într-o altă direcție. Pasa lui Câmpanu și el este omul care poate să schimbe multe, Jovan Marković, pentru că în principiu la cum se joacă, și aici sunt un pic surprins că Mirel, da, poate că le-a comandat Mirel Rădoi acest lucru, la cum se joacă în 22 de minute aproape, e limpede că meciul acesta poate fi rezolvat de Craiova prin duelurile individuale, pentru că e un plus mare valoric, și de aceea spuneam, mă aștept ca Jovan Marković să facă la un moment dat fractura în defensiva Sodei, prin abilitatea lui de a fenta, ușurința cu care e în relația asta atât de bună cu mingea. Dar nu văd o preocupare la jucătorii Craiovei, spre exemplu cei de zona de construcție la Inter, are mingea să încerce să dribleze și să plece, pentru că e clar, diferența se simte, se vede. Deocamdată, în fine, și caută, să spunem, traseele, ideea să și le caute mai repede oltenii, că se lasă ceața, să nu se intre în ceață. Bun, glumim, evident. 0-0, dar o atmosferă plăcută, foarte plăcută, în acest Tocna Amureș contra Craiovei. La meciul cu Chindia s-a jucat chiar pe teren propriu, nu la Zlatna, așa cum e cazul acestei întâlniri, pentru că s-a jucat la lumina zilei, nu a fost nevoie de nocturnă. Repunere din margine pentru Universitatea Craiova. Hanca, mingea îi revine, aproape să scape în afara terenului. Adică că nu sunt tocmai indicate aceste pase către propriul portar, chiar și în fața unui adversar de Liga a III-a, care traversează o perioadă complicată. Până la urmă, o eroare poate apărea oricând, mai ales în condițiile acestei suprafețe de joc denivelate. Și Craiova, în mod normal, nu vrea să-și complice prea mult existența în această seară. Evident. De aceea spuneam că senzația a fost că au vrut să marcheze repede și că vor să marcheze acum. Marcheze repede minutul 24. Va devine superflu. Superflu asemenea exprimare. Pentru Ghiță, unicul atacant, așa ca poziționare, ca dacă e să cartografiem cum joacă sau cum sunt așezați oamenii lui Dan Roma, cel mai avansat, pare să aibă un anumit fizic care să ne amintească de faptul că este un atacant central. Au o echipă cu tânără, cu puține excepții, 30 de ani la capitan, la Giurgiu, 28 de ani la Guț. Rest... Și Goronea, 33 de ani. Exact, și Goronea. Rest jucători tineri, le-am spunea Dan Roman, jumătate din ei au și servicii. Prima parte a zilei lucrează, pasă, Mateiu, preluare șutul lui Mateiu, mingea acela, Jovan Marković, care încearcă să plaseze, respinge Alex Cadar și Hanca peste transversala Ocnei Mureș. Minutul 25, atac prelungit al oltenilor, cea mai bună situație a fost evident la Jovan Marković, pentru că mingea îi vine pe stângul, dar o poate plasa de acolo. Dar au fost trei ocazii, practic, prima oară la Mateu, care cred că are o anumită lentoare la finalizare, apoi șutul lui Jovan și, în fine, tentativa lui Hanca. Craiova va pleca imediat după meci, va veni în București, unde va rămâne până la partida cu Rapid. E o perioadă complicată pentru echipa lui Rădoi, care a jucat trei meciuri în deplasare cu Hermannstadt, UTA și Sepsi. A venit acasă pentru partida cu Universitatea Cluj, meci la care Iuliana Demetrescu a fost rezervă. Apoi începe o altă serie de trei deplasări odată cu acest meci. În Giulești, sâmbătă, și apoi la Ploiești cu Chindia, dar e adevărat, meciul cu Chindia se va disputa la finalul lunii, după pauză. Da, e un pic diferit. Ideea este că dacă sunt pe multe deplasări, să nu pățească ce a pățit FCSB-ul.
echipa al care a fost antrenor Nicolae Dică spunea că această serie de deplasări a făcut-o să devină o echipă moale, o victimă pe terenul Universității Cluj. Dacă explicația poate fi așa cumva contabilizată, dar asta apropo de atenția pe care Mirel Rădoi o arată detaliilor, și asta știm, de la echipei naționale, într-adevăr. Știu că reușeseră la un moment dat să măsoare și distanțele pe care le parcurgeau jucătorii până veneau la convocare, până veneau la reunire la echipa națională, ca să le evalueze starea de oboseală și așa mai departe. Adică se ajungea la o formă de wow, dar ce, oare, dar ce nu măsurăm? Dar prea multe măsurători strică însă, uneori. Adică, ok, e bine, tehnologia e utilă, îți poate da niște răspunsuri. Cert e că pe echipa națională au oferit mai multe întrebări decât așa răspunsuri. Da. În perioada aia, bine, și acum e fix la fel, nu s-a schimbat nimic. Alex Giurgiu execută lovitura liberă, minge înaltă, balonul este boxat de Lazar, spune mișire, minge de contraatac, mă rog, minge de urmărire, pentru că Împanu cu capul până la Andrei Ivan, în situație de 1-1 cu capitanul Ohnei Mure, și încă un, să spunem, fel de somer, și penalti obținut de Andrei Ivan. Craiova are penalti, minutul 28 la această intervenție. Foarte supărat, Marian Guț. Penaltiul care nu s-a dat la Ivan Marcovici se dă acum la Andrei Ivan. Hai să vedem faza. Da, îl atinge Cătălin Creț, acolo îl atinge pe Andrei Ivan. Dacă vrei să dai penalti, dai penalti. Dacă nu dai, nu e nicio problemă. Da, nu. Primul penalti, el a fost un penalti 100%. Da, acela, de aceea, uite, nici mi-am dat seama, v-am spus-o până la reluare. Ce nu s-a dat acolo, se dă aici. Sincer, intensitatea de aici mie nu mi se pare de penalti, dar la primul, ăla care nu s-a dat, cel care nu s-a dat, e 11 metri. Andrei Ivan, față în față cu Alex Cadar, portarul Ohnei Mure, și minutul 29. N-a așezat mingea unde trebuie Andrei Ivan. Dat-o puțin mai aproape, dar rămăsese în contact cu punctul de la 11 metri. Andrei Ivan față-față cu Alex Cadar. Minutul 29 pe stadionul din Zlatna, Universitatea Craiova deschide scorul prin această transformare a lui Andrei Ivan, cu 4 goluri în sezonul de Superliga, mă rog, în campionat. Andrei Ivan, iată, deblochează tabela și, în principiu, asta este cea mai bună veste pentru Mirel Rădoi, și anume că echipa lui un pic se poate relaxa. Și gestul de, iată, frustrare al portarului, care a simțit cam în ce parte o să dea Andrei Ivan. 1-0 la finalul primei ore de joc. Și această scandare hoții face parte din farmecul acestei partide. Farmecul care înconjoară așa această partidă, cu prezența pe echipei de Liga 3, cu acest cadru natural, ceață, nocturnă și așa mai departe. 1-0 pentru Universitatea Craiova. Spuneam că Universitatea Craiova, în cazul în care câștigă acest meci, nu există niciun motiv să credem că nu se va întâmpla asta, rezolvă și calificarea în sferturile de finală. Craiova mai are de jucat la Pitești, la începutul lui decembrie, pe 7 decembrie, ultimul meci cu FC Argeș. Da, între posibile echipe pentru un asemenea format ar putea să apară și asta, că ai putea trezi cu destule meciuri care să nu aibă cine știe ce miză în ultima etapă a grupelor, însă e un element de noutate, până la urmă, măcar din simplă curiozitate te poți îndrepta cu gândul la așa ceva.
la asemenea competiție, vână asemenea format cu grupe. Vână, Mateiu, Aurcă, Întrepte, Pescară, Construcția, Craiove, Eduard Florescu, tot pentru vână. Combinația este cu George Câmpanu, poziție bună de șut pentru Eduard Florescu, altfel un bun șutor, sau mă rog, un jucător căruia îi place să șuteze din afara careului, de la o distanță similară celei de la care a încercat mai devreme, un șut deviat urmărit de de Câmpanu. Câmpanu care, apropo de faptul că a avut două, nu, chiar trei oportunități, trei șanse de a marca, Ionul tot îl aștept să, cum e la avioane, să spargă bariera sunetului, să spargă un anumit plafon, să înceapă să devină decisiv. Are un gol în campionat, e adevărat, un gol într-un meci important pentru Craiova, acel de Ionul cu Petrolul, dar sincer cred că poate mai, da, asta e altă discuție. Martici în diagonală tocmai pentru cel despre care vorbeai. Ceva efect pus în această execuție de Ivan Martici. Mingea ajunge să treacă destul de aproape de poarta lui Alex Cadar. Degajează acum portarul echipei lui Dan Roman, Florescu pentru Andrei Ivan în duel cu Gorba. Gorba acolo se ține destul de bine, îl izolează pe Ivan în tușă și îl silește să paseze în spate. Benga și va fi repunere din man. Nu, repunere din 6 metri, ține mingea în teren Cadar. Apropo de ce auzeam mai devreme, refrenul fanilor, hai s-o da, hai s-o da, apropo de, mă rog, să păstrăm și accentul, aceasta este o galerie. Acum, de când fotbalul s-a dezvoltat și a devenit ceea ce putem vedea la fiecare sfârșit de săptămână, ceea ce urmărim, vedem pe stadioanele mari, spre exemplu din București, în meciurile mari, fenomenul ultras, vedem ultras, nu mai vedem, vedem fanatici, nu mai vedem galeria. Vechea galerie o simțim aici, iată, cumva difuz, ghicind-o mai mult, dincolo de aceste valuri de ceață, și acesta este de fapt farmecul competiției, farmecul cupei. 0-1, 8 Amureș, Liga a 3-a contra Universității Craiova. Andrei Ivan, care nu poate să-l depășească pe fundașul central, pe Cimpoeșu, care chiar scoate mingea pe contraatac, balonul până la Ghiță. Continuarea lui Ghiță, pasă în scurt și lovitură liberă pentru 8 Amureș. Un fault făcut de Benga, o oportunitate pentru echipa lui Dan Roman să ducă mai mulți jucători înspre poarta adversă. O lovitură liberă bătută scurt, eșuează deocamdată Ocnamureș în tentativa de a pune în pericol poarta lui Lazar. Greu pentru Florin Socaci și acolo, scoate la margine. Să vedem, centrarea nu vine, un dribling la interior al lui Giurgiu, omul despre care spuneam că a jucat în prima ligă în tricoul Astrei. Pas în spate, acum la Guț Gorba, centrare puțin prea înaltă, a apărut acolo George Goronea pe bara a doua, veteranul Ocnei Mureș la 33 de ani. 33 de la Craiova, cu repunerea de la margine, Hanca până la Mateiu, atenție la asemenea pase, nu că-i ceață, pur și simplu dacă terenul e moale, iată ce se întâmplă. Dacă nu ești obișnuit cu suprafața de joc, riști să ratezi intensitatea cu care pasezi, de viere frumoasă, Socaș, poziție de șut, Socaș, încă un dribbling, mingea rămâne în control optarului, Socaș pentru Cioargă, peste autocarul Craiovei. În principiu știi cum se spune, dacă tot n-ai prins poarta, măcar să prinzi o fereastră sau în ceama la autocarului, nu? A fost momentul lui Socaci. S-a simțit bine la faza anterioară cu acele fente succesive. Da, aproape să fi fost momentul lui de glorie, care sperăm pentru binele Ocnei Mureș să nu fi fost acesta, adică să se anticipeze, să fie doar începutul, da. Să spunem că s-a relaxat Universitatea Craiova, să spunem, nu? Da, se poate spune. Păi, altfel ce se poate spune? Și-a ridicat nivelul Ocna Mureș. Schimbare la Universitatea Craiova,
o să vedem ce s-a întâmplat, care sunt problemele de sănătate. De nevoie de... Nu-i abonat Andrei Ivan. Da, de intrarea lui Marian Danciu. Danciu ia locul lui Ivan sau... Asta a fi fost înțelegerea la început, 35 de minute. Ne va lămuri Mirel Rădoi la final. Mai e un meci astăzi în cupă, la ora 21, în Giulești, adversara din următoarea etapă de campionat a Universității Craiova. O întâlnește pe Farul. Aici e un fault. Au cerut și un cartonaș galben pentru Hanca, jucătorii lui Dan Roman. Marian Guț va executa acest moment fix al Sodei, Ocna Mureș, la 0-1 contra Universității Craiova. Azi vedem execuția, Cimpuieș o așteaptă, centrarea este pe scurt și centrarea este prea scurtă, în sensul că apăruse la un moment dat și Ghiță, dar era în spatele primului baraj defensiv al oltenilor. Teren alunecos, în afara suprafeței de joc, observăm aici la tentativa de repunere de la marginea lui Marian Guț pentru Ghiță. O preluare cam cu bărbia, dar în fine, până la un punct ieșise destul de bine pentru echipa gazdă. Craiova însă supraviețuiește, obține repunerea de la margine. Bun, că e o repliere asumată sau nu de Oltenia, în principiu nu cred că e în regulă ce se întâmplă, adică să fii masat sau obligat să joci în prea public, care nu e în regulă. Cioargă, vreau să controleze, trebuie să pună balonul jos, să-l ajută Giurgiu. Se apără Craiova cu toată echipa aproape, iese foarte bine Vână aici pentru sprintul lui Marcovici, iese și Cadar și trimite în afara terenului. Ieșirile lui din poartă sunt într-adevăr simpatice. Aici s-a poate n-a avut încredere în fundaș, că va ajunge, deși era mingea fundașului. Asta pentru a ne aminti cum a ieșit el la acea primă fază litigioasă din acest meci. Hanca, repunere de la margine pentru echipa craioveană. Deși cred că totuși galeria este cea care reciclează și baloanele. Adică așa ei pare. Intervenție neregulamentară, un faul, cred, a văzut Iuliana Demetrescu, fluierat foarte repede. 7 minute până la finalul primei părți, 1-0 pentru Universitatea Craiova, gol marcat de Andrei Ivan, minutul 29 din penalti. Andrei Ivan tocmai ce a fost înlocuit de Marian Danciu. Hanca, nu e nimic neregulamentar la această fază. Aici vine centrarea lui Goronea, prinde Lazar, implicat și Lazar. Cred că nu i-a fost simplu în primele 30 de minute. Mingea nu prea a ajuns în preajma porții sale, în preajma careului. Hai să vedem care va fi realitatea, spune eu, nu neapărat în aceste ultime minute din prima repriză, cât în momentul în care se va relua jocul, pentru că este foarte posibil ca această ceață să joace la un moment dat un rol în istoria acestui meci de cupă. Că dacă o să fie o ceață mai pronunțată, atunci orice șut din apropierea careului s-ar putea să te bântuie așa ca o fantomă, chit că ești portarul Cadar de la Ocna sau că ești Lazar de la Universitatea Craiova. O deschidere pentru Eduard Florescu, nu, e Danciu, acolo încearcă un slalom, e de posedat de către Giurgiu și îl faultează. Am fost pe Benga, fundașul stânga, ușul de 17 ani, Danciu are 20 de ani. La prima apariție în acest sezon, iar l-a debutat în prima ligă anul trecut, sezonul trecut, în finalul campionatului, în victoria cu Farul, acel 4-1 din mai. Socaci câștigă duelul, tot pentru el o idee de combinație.
Socaș pentru Ghiță. O, atenție la acest șut! Într-adevăr, surprinzător și n-a venit ceața pe care o evocam. Apropo de ce poate să îi rezerve ca surpriză continuarea ostilităților portarului de la Craiova. Guț, cel care a șutat. Adevărul că așa se dă. Cam așa se dă. Da, frumos cu exteriorul. Mingea cade, dar cade prea târziu. Markovic pentru Vână, urmărit acolo de Giurgiu. Vână pierde până la urmă. Giurgiu cu călcâiul la Goronea. Au prins curaj cei de la Pocna Mureș. Iuliana Demetrescu întrerupe jocul pentru că unul dintre fotbaliștii Craiovei are probleme. Oricine sau orice ții, noile beneficii de Live Betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fan să fii fan. O intervenție tare asupra lui Mateiu a dus la accidentarea mijlocașului Universității Craiova. Lovit, contrat puternic în momentul în care a jucat acea minge. Are motive întemeiate să fie supărat pe Iuliana Demetrescu. Aici revedem atingerea dintre Creț și Ivan, faza la care s-a dat penalti. Și finalizarea lui Andrei Ivan, vă reamintim, ulterior schimbat cu Marian Danciu. Jocul reluat, posesie pentru Ocna Mureș, însă această diagonală a lui Alex Giurgiu eșuează direct în afara terenului. Va fi tușă, da, și nu e simplu să prevină balonul. Executată această aruncare de la margine, logic, de fundașul dreapt al oltenilor. Hanca în centru, mingea este urmărită de Marian Guț, omul cu șutul de mai devreme. Și oricum, între jucătorii activi, hai să vedem, o preluare Goronea care cearcă un exterior, dar pasa e dată cam ca la dușman. Ne-a văzut el un culoar acolo pe care ar fi trebuit să plece Daniel Ghiță. Vizibilitatea nu mai e atât de bună. Acum nu sunt mari probleme pentru că mai avem 2 minute până la pauză. Însă dacă ceața va continua să vină așa în valuri și în partea a doua, s-ar putea ca finalul partidei să fie complicat pentru noi, mă rog, pentru ei. Acolo de la nivelul gazonului nu e chiar așa, se vede. Gaman pentru Hanca, atacat de Goronea, aproape să recupereze Goronea, pressingul lui Socaci asupra lui Varică Gaman, Campanu și aceleași probleme pe care va spune că, na, coincidență sau nu, oltenile înregistrează după ce au deschis scorul. Avansează fundașul stânga, Benga, mingea lăsată lui Florescu. La interior apare Iovan Markovic. Nu mai încearcă nicio broderie. Va spune Craiova este în așteptarea fluierului de final în această primă repriză, pe care totuși final o găsește pe Craiova în terenul advers. Aici Vână pentru Mateiu, trebuie să pună mingea jos înainte de orice. Giurgiu cu pressingul, Hanca încă un dribling, la fiecare dribling încercat de Hanca e ca o aventură de câteva minute. Gaman pentru Martici. Din nou Gaman va alege varianta posesiei Universitatea Craiova pentru a tempera elanul băieților lui Dan Roman. Vână la interior, Câmpanu a încercat să-i retrimită lui Vână, aproape a călcat pe minge șeptarul Craiovei. Greșesc însă și cei de la Pocna Mureș. Pasă direct în afara terenului dată de Giurgiu, cred că a fost acolo capitanul. Noi l-am avut în prim plan pe Goronea. Out. Unu zero
E un scor mic totuși, raportat la diferențele dintre cele două echipe și la așteptări până la urmă. În ciuda acelor câtorva situații de gol pe care le-a avut Universitatea Craiova, dar hai să vedem dacă va rămâne 1-0. Deocamdată, da, Găman și el bun în prima fază, mai puțin reușită intervenția sa în faza a doua, aici renunță foarte ușor. Bădărul Ghiță. Da, e atins la... Îl ține atacantul Sodei. Oricum, bun. Joc, cel puțin, scorul e... Îi recomandă pe cei de la Ocna Mureș, apropo de prima repriză și maniera în care au jucat de vreun sfert de oră încoace, e ok. Pauză la Zlatna, 1-0 pentru Universitatea Craiova. Urmează știri aici la Digi Sport 1. Ne întoarcem cu partea a doua, peste un sfert de oră. Suntem din nou pe stadionul din Zlatna pentru a doua repriză a meciului dintre Ocna Mureș și Universitatea Craiova, după o primă repriză pe care oltenii au câștigat-o cu 1-0 cu golul marcat de Andrei Ivan din penalti în minutul 29, meciul condus de Iuliana Demetrescu. Am tras noi nădejde că în minutele de odihnă se mai ridică ceața. Ei bine, se pare că nu, de fapt nu se pare, ci nu s-a ridicat ceața, dar încă se vede. Să vedem cum se vor derula ostilitățile. Vedem deocamdată momentul în care s-a dat penalti. Da, un penalti pentru o atingere minimă acolo între cei doi jucători, mult mai clar penaltiul pe care nu l-a dat Iuliana Demetrescu la intervenția lui Kadar deasupra lui Markovic, produse câteva minute înainte. Spre finalul primei părți, cei de la Ocna Mureș au pus puțină presiune pe defensiva poltenilor, au venit și câteva minci trimise către poartă, niciuna n-a ajuns însă pe spațiul porții lui David Lazar. Sunt însă ceva premise, să vedem un act secund interesant, chiar mai bun decât primul. Mai e un farmec... Bine, asta dacă vom putea vedea totuși ceva. Și pentru că adevărat, ceața nu s-a ridicat, însă important e să nu se lase și mai mult. Mai e un farmec al cupei și anume faptul că, spre deosebire de alte meciuri în care campionatul, să zicem, de elită e un pic plictisit de această cadență cu meciuri săptămâna săptămâna, deci uite, aici poate că nu vedem foarte multe, țin cont de ceață, dar auzim. Adică e ambianță, sunt oameni care au rămas acolo, galeria Ocnei Mureș, galerie care încă mai speră că favoriții pot să dea o mare lovitură. Apropo de imaginea ultimului sfert de ceas din repriza inaugurală, când a fost acel șut foarte bun al lui Marian Guț, mă rog, foarte spectaculos, o minge trimisă, un șut în care a căutat efectul de folia seca, însă suntem totuși la Zlatna, e greu să găsim absolut totul. Deschidere pentru Jovan Markovic, care nu avea unghi de șut, am avut senzația că are unghi de șut, dar nu. Și intrările absolut hotărâte ale apărătorilor de la Ocna Mureș. 19 ani are Ioan Gorba, apărătorul dreapta al echipei lui Dan Roman. Mă rog, mingea o respinge cu piciorul stâng, cu dreptul, cred că îl faultează acolo pe Markovic, pentru că nu avea cum să n-o facă. E corner, însă Hanca la colțul terenului, el a executat cornerele și în prima parte. Întâlnirii n-a fost foarte inspirat la centrare. Aici e o pasă, o minge lăsată, scoasă în cele din urmă și să vedem până unde pot ajunge cei de la Ocna Mureș cu acest contraatac. Nu foarte departe, intervine bine Denis Benga și ar fi bine ca jucătorii celor două echipe să țină mingea mai aici pe partea cu băncile de rezerve, de alta, dar pe partea opusă chiar nu se vede mare lucru.
această centrare. Și atenție, ocazie importantă, vinge strecurată în poartă. Este gol pentru Ocna Mureș. Gol marcat de Pau Cioarcă din centrul careului, atenție, din 6 metri. O centrare la care cred că un apărător al Craiovei intervine greșit, e o deviere sau mă rog, o degajare ratată. Ne vom lămuri pe reloare. A părut că a dat pe lângă minge, da. Ia să vedem. Oh, Martic, da, o chiflă de toată frumusețea a lui Ivan Martic și Cioarcă îl învinge pe David Lazar 1-1 din minutul 48. Incredibilă eroarea lui Martic la această fază. A vrut să piardă acea minge, numai că a dat mult pe lângă ea. Paul Cioarcă, sezonul 2019-2020 la Mioveni, omul care marchează golul egalizator pentru Ocna Mureș. Cum se spune de obicei, au venit mai bine montați de la cabine. Discursul lui Dan Roman destul de musculos, dacă e să ne amintim mina lui care s-a îndreptat spre vestiare după prima repriză, foarte exigent ce am putut deduce. Și echipa jucase bine, semnele erau bune și uite, sunt confirmate. Deocamdată posesie pentru echipa craioveană, Mateiu, care cred că face un cadou, repune la margine, da, a făcut un cadou echipei din Liga a 3-a. Atenție, Ocna Mureș din Liga a 3-a o egalează pe Universitatea Craiova la primul lor atac, din repriza secundă. Al șaselea meci pe care Ocna Mureș îl joacă în Cupa României în acest sezon, un sezon început în august cu victorie 3-1 cu Unirea Alba Iulia, fost apoi un 4-3 cu Metalurgistul Fugir, victorie la penaltiuri cu Unirea Ungheni, apoi 3-0 cu Slatina în play-off și acel 1-0 cu Chindia din prima etapă. Jovan Marković reușește să treacă acolo, Marković în interiorul careului, încă un dribling al lui Marković, finalizarea slabă, totuși intrase într-un unghi mort atacantul de 21 de ani. Totul perfect făcut, aș spune, de el până la ultima atingere. Cel mai spectaculos este, să spunem, primul dribling, deși mă rog, e așa ca o fentă când l-a pierdut pe drum pe Cimpoeșu, pe apărătorul central, din priviri l-a fentat, a dus cursa la bun sfârșit din punct de vedere atletic în sa ultima atingere. E stilul lui, că el vrea să marcheze dacă e un unghi de 1% deschidere. Deci el vrea de acum pe acolo să trimite, deși e o misiune, vă spunem așa, aproape imposibilă. Cipoeșu recuperează pentru Ocna Mureș, este atacat de Eduard Florescu, apare și Danciu, încercând să blocheze pe fundașul dreapta al gazdelor și repunere de la margine pentru Oltenii. E posibil dacă, să zicem, rămâne 1-1 multă vreme, pe final să intre într-adevăr Dan Roma să forțeze victoria. Da, s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Oricum, se ridică ceața. Ascultă-mă, da, cu atenție, se ridică ceața. E bine. Impresia pe care a lăsat-o Ocna Mureș în ultima parte a primei reprize a fost foarte bună. E o creștere evidentă în joc. Am văzut și ceva mai devreme lejeritatea cu care Gorba a controlat o minge, a dat o pasă cu exteriorul, chiar dacă înapoi nu e niciodată simplu să lovești mingea cu exteriorul. Iar asta vine ca urmare a scăderii de ritm din partea echipei lui Mirel Rădoi. A făcut 1-0 Universitatea Craiova și a considerat că meciul e încheiat, că nu se mai poate întâmpla nimic. I-a permis adversarului să joace mai mult, să stea mai mult în posesie, să se obișnuiască puțin cu mingea vieții lui Dan Roman, pentru că o jucaseră prea puțin până atunci. Venga cu Danciu, preluare, putea să paseze, preferă să continue el de unul singur să-l depășească pe Gorba. Minge așezată lui Vână, care pare că se împiedică în acest șut. Bon, e pe dreptul, vrea să finalizeze. Și în general mi se pare că echipa craiovană după pauză
Acum nu dau seama dacă e și din cauza faptului că au încasat acest gol, dar craiovenii încep să devină nervoși, precipitați tocmai la ultimul gest acolo, unde trebuie să fii foarte limpede, adică să ai toate ideile gata, decantate. 1-1. Wow, ce surpriză! Iată, după pauză, marcând foarte repede golul egalizator, echipa antrenată de Dan Roman, degajarea lui Alex Cadar, minge în ofensiv, duel în aer câștigat, interesant, de Marian Guț, care nu este cel mai înalt om din teren. Și o să vedem aici un moment foarte simpatic, fundașul dreapta, fără să vrea, faultează un oficial al Craiovei, nu-l faultează, pur și simplu se împiedică de el. În aplicația DigiSport și pe digisport.ro vedeți ce clauză de reziliere are Dan Petrescu la CFR Cluj și Burgă într-o situație similară, cine dă bani îl ia imediat. Și tot pe site aflați că a venit nota de plată pentru FCSB și Rapid, cele două cluburi sancționate de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. O preluare, Danciu, ce plecare frumoasă de pe loc, pasă în centru pentru Marcovici! Nu se poate. Nu are adversar în față care să-l blocheze imediat, care să-i închidă unghiurile și trimite totuși Iovan Marcovici, capriciosul atacant al Craiovei, iată, de aici se vede cel mai bine, peste transversal, are tot timpul din lume pentru a plasa mingea corect. Așa cum s-a întâmplat și în prima repriză, când a avut mingea pe stângul și a stat, a pregătit-o și i-a trimis-o direct în brațe lui Alex Cadar. Aproape de recuperare, Ognamureș, până la urmă cel care reușește să intre în posesie este Eduard Florescu, minge trimisă repede în față pentru Iovan Marcovici. Însă, jucătorul craiovan care se mișcă cel mai bine, după părerea mea, este acest Marian Danciu, care l-a înlocuit pe Andrei Ivan, apropo să amintim celor care ni s-au alăturat mai târziu. Andrei Ivan, care a deschis colo din penalt, minutul 29, a fost schimbat pe finalul primei reprize, cu acest Danciu, care se mișcă foarte bine, adică este, caută jocul, mai devreme am văzut reușind să câștige numai duelul, dar să se și desprindă din marcaj. Probleme pentru Alex Cadar, pentru echipărul Ocnei, Mureș. Danciu juca alături de Octavian Popescu la echipa a doua a Craiovei, în urmă cu 3 sezoane, atunci când Adienci era antrenor. În atac erau Bayram, care a fost unul dintre principalii marcatori ai Craiovei în sezonul precedent, și Raul Baicu, un alt jucător tânăr. Raul Baicu, dacă nu mă înșel, e cel care a marcat golul cu Leipzig în partida de la Craiova. Am revăzut mai devreme golul, luftul lui Martic și golul egalizator reușit de Ognamureș imediat după pauză. Da, o generație interesantă, apropo de David Popescu, de Bayram, și repet ceea ce îmi place la acest Marian Danciu, că se mișcă, nu cu talent, era în filme, se mișcă natural, adică are o anumită lejeritate. Bun, în acești termeni e Craiova, la Craiova sunt mulți jucători tineri și nu numai că sunt tineri, unii chiar sunt talentați. Însă dacă e să ne amintim ce povestea Adrian Ilie, apropo de imaginea ultimului derby dintre FCSB și Rapid, mai vedem Ghiță, centrare blocată, corner pentru Ognamureș, ceea ce nouă ni se pare talent, ceea ce nouă ni se pare un derby efervescent pentru Leeds United, a fost un meci tern care nu i-a scos din ale dânșilor. Da, perspective și perspective. Așa este. Lovitură de cost pentru echipa din Liga a 3-a. Codul de semnalizare. Ghiță așteaptă o reluare. Hai să vedem centrarea la a doua bară. Oh! A spune condamnabilă maniera în care se apără totuși Craiova, echipă de Superliga, să lase mingea, iată, să ajungă până la Socaci, în care acesta se reia timpule. Iaut pentru băieții lui Dan Roman. Cătălin Creț vine să arunce de la margine. Cu
ne-a păcălit ceața, de asemenea că se ridică. Pe mine m-a păcălit, n-a culpa. Eu am spus să se ridică. Da, no, chiar se ridicase în perioada. Se pare că perioada mă pricep nici la meteo, deci asta este. Posesie tot pentru gazde, cred. Ivan Martić, omul care i-a permis lui Cioargă să restabilească egalitatea. Ba, nu e posesie pentru Oaspeți, repune din margine pentru Universitatea Craiova. Mingea la Martić, Benga pentru Florescu. Destul de scăzut volumul de joc al lui Eduard Florescu, un mijlocaș despre care nu mai putem spune că e tânăr, are 25 de ani. Era rezervă la Botoșani, a venit la Craiova, a bifat un singur meci. Mă așteptam ca la această partidă să fie ceva mai activ, să lase o impresie mai bună, să joace în așa fel încât să-l convingă pe Mirel Rădoi că reprezintă o soluție pentru meciurile de campionat. Din punctul meu de vedere, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Campanu cu diagonală pentru Danciu, preluarea acestuia, călcâi, apare Benga, o fentă, practic din preluare, centrarea în forță pe bara a doua, genul nostru de centrări cu ochii închiși mai degrabă. Hanca, pe scurt, prinde golkeeperul Ocnei Mureș. Senzația mea a fost la ce a jucat astăzi Eduard Florescu, și am văzut că pentru un Inter a jucat cam mult în tuș. De fiecare dată când am văzut intrând, căutând fază sau intrând în posesie, el era ca un fel de extremă sau ca un fel de piston în sistemele astea. Dar mă rog, am convenit că a abandonat sistemul cu 3 pe fund pentru astăzi, dar ideea cam mai este. Cam mult în lateral. Atacă Ocna Mureș cu pasă pentru Socaci, pe care încearcă să o rezolve Valerica Găman. Intensitatea cu care a lovit mingea și cum a dat-o e clar că e cadou făcut adversarilor. O centrare, minge urmărită de Ghiță, balonul depășește zona de control a lui David Lazar. Însă cred că aici în minutul 60 putem spune că Universitatea Craiova e dominată. Repriza secundă, e adevărat că dominarea Ocnei Mureș este o dominare tipică de Liga a 3-a, dar tot dominare se cheamă. Atenție la această fază! Iuliana Demetrescu lasă jocul să continue, deși mingea era în spatele jucătorului Craiovei care s-a prăbușit peste adversar. Cred că era tot Ivan Martić. Vom vedea o reluare. Florescu acum mai departe pentru Marian Danciu, sprijinit de Benga. Danciu în duel cu Gorba. Bine, centrarea lui Benga lasă Markovic această minge să treacă. Markovic primul în duelul cu Gorba. Markovic și mingea este respinsă. N-avem timp de reluare, nu acum. Jocul s-a reluat, aruncare de la margine pentru Universitatea Craiova. În fine, e un moment mai bun, craiovenii simt că pentru ei e un moment mai bun. Încearcă să profite Valerica Găman cu această pasă până la Câmpanu. Încă nu a revenit în dispozitiv ca fundaș dreapta Hanca, am văzut mai devreme știu pătând pe lateralul craiovenilor. Benga cu Eduard Florescu ridică privirea, să vedem dacă ridică și mingea. Continuă el de unul singur, combinația în centru cu Mateiu, așează la vână din prima pentru Eduard Florescu. Nimic aici, este doar un duel pentru minge, absolut nimic. Da, Florescu s-a lipit de adversar, ceea ce nu avea cum să fie faulta, era în spatele. Ceea ce nu putem spune despre ce am văzut mai devreme, în care ul Craiovei abia așteptăm o reluare. O reluare. Da. Găman, Câmpanu, mai departe, vână pentru același Câmpanu care ține mingea în teren. Mateiu, o preluare de Liga 3, asta e o preluare de Liga 3 a lui Mateiu, continuă însă acțiunea Craiovei, șutul lui Danciu peste poartă și acesta ar fi momentul potrivit să vedem acea reluare la faza la care Ocna Mureș a cerut penalti. Penalti.
chiar dacă Ghiță are o mână pe adversar, adversarul pulia în brațe și cade cu el. Are de toate. E lupte, e judo, adică e procedeu din lupte, e din judo, e priză, e placaj, tot ce vrei. Știi, cum se vede, e 11 metri. Darius Mic, în locul lui Paul Cioargă, prima modificare făcută de Dan Roman. N-a avut o zi inspirată Iuliana Demetrescu, două penaltiuri pe care nu le-a dat, de unul pentru fiecare echipă, unul dat care nu prea a fost. Și mai avem o jumătate de oră din această întâlnire, 1-1, câte 4 puncte pentru cele două echipe la acest rezultat. O lovitură liberă pentru echipa olteană la intervenția lui Alex Giurgiu, o fază fixă. Șutul de mai devreme a lui Danciu mi s-a părut chiar și așa, că era în interiorul care lui își puteai spune de acolo, poți să-l cadrezi, să-l pui pe spațiu buturilor, dar mi s-a părut mai bun decât toate șuturile lui Iovan Marcuș de astăzi. Are văzut atacul lui Giurgiu pe glezna lui Ionuț Vână și, să vedem, Vână este cel care execută pentru echipa craiovană. Oamenii înalți, probabil că au apărut acolo și fundașii în careul Sodei, Ocna Mureș. Echipă care și-a ridicat foarte mult nivelul, ajutată și de o formație craioveană, se recunoaște, în care n-a dansat decât o vară, decât o jumătate de oră a jucat, cât de cât la nivelul, cred, imaginat de Mirel Rădoi după ce au deschis scorul, încă au trecut pe diesel. Pur și simplu au oprit motoarele și la ralanti nu e așa de simplu. Iată de ce e bine că a jucat aici, la Zlatna, Ocna Mureș, și acest meci, pentru că a putut să revină. Vână cu această centrare lamentabilă, o minge trimisă direct în afara terenului. Ar fi avut mai multe circunstanțe atenuante Vână dacă ar fi căutat să dea la poartă și n-ar fi nimerit puturile lui Kadar. Imediat după acel duel despre care am convenit că a fost penalti trecut cu vederea de Iuliana Demetrescu, Craiova a încercat să schimbe puțin ritmul, să joace mai repede, să pună presiune. Aici o întrerupere ceva mai lungă, generată de o schimbare. Iese Găman și intră Raul Silva. Raul Silva, care a fost accidentat o perioadă. Și cred că problema era cu banderola, cred că așa la Ivan Marcu, cred, nu sunt sigur, nu e posibil. De aceea am văzut pe Eduard Florescu ducându-se cu banderola. Vedem o minge la Danciu din prima pentru Ivan Marcovici, minge care l-a atinge în mână totuși pe Ivan Marcovici, este menț. Da, mingea l-a luat în mână, așa mi s-a părut mie, sigur e ceață, e posibil să văzut chiar detaliu atât de intim, dar Iuliana Demetrescu l-a văzut. S-a urcat mingea acolo pe Iovan Marcoviș, Mateiu, intervine Martici, Florescu, Vână mai departe spre Câmpanu, în acea zonă, Mateiu, partea dreaptă, mingea ajunge la Hanca, în cele din urmă, evoluție ștersă a lui Hanca în această întâlnire. Bine, acolo e mai complicat vizibilitatea, pe flancul opus poate să joace și capul, dar da, ai senzația că toți ai senzația că se apare în zona lui Hanca, poate fi oricine. Eduard Florescu, o cursă în care primul minge o duce cât mai aproape de linia defensivă a Ocnei Mureș. Acum nu se știe dacă pe Craiova o afectează atât de mult această ceață care vine dinspre pădure, sau dacă o afectează totuși ceața din domeniul ei de creativitate, din jocul ei.
Ei, uite, astea sunt momente pe care le-am văzut în ultimele partide, pe parcursul acelei serii de victorii. Echipa pur și simplu intră în ceață la figurat și nu mai vezi absolut nimic. Sunt minute în care Craiova pur și simplu orbecăie. Uneori reușește să iasă din această situație complicată, alteori nu, așa cum se întâmplă deocamdată în această seară la Zlatna. Vedem o repunere de la margine, da, dar aș spune că nu vorbim de minute, e o orbecăială de când a început repriza secundă. Da, de aproape o jumătate de oră. Da. Și senzația este că rezultatul final e lăsat de Craiova cumva la voia întâmplării, pentru că doar Craiova îl poate lăsa acolo. Numai că echipă de Superliga, dar a avut 1-0. Lazar joacă repede din prima în zona fundașului dreapta, urmărește Ghiță. Asta e problema în aceste dueluri. Dacă nu le rezolvi repede, și nu așa cum am presupus Craiova că se rezolvă, dai un gol și adversarul te invită să mai marchezi alte două, trei. Să dai două goluri, să dai impresia că e stăpânul jocului, stăpânul terenului. Atunci adversarul capătă încredere, mai ales că, până la urmă, Ocna Mureș joacă, să zicem, pe teren propriu, joacă pe o suprafață care o avantajează, nu are absolut nimic de pierdut echipa lui Dan Roman, iar cei de la Ocna Mureș au simțit asta. Odată cu pasul făcut înapoi de Craiova, după golul marcat de Ivan. Iar dacă stăm să găsim circumstanțe atenuante sau scuze oltenilor că au jucat cu... Nu există așa. Nu știu ce vrei să spui, dar nu există. Cu Benga, cu Danciu sau cu Florescu, asta nu stă în picioare. Tot o echipă de primă ligă întâlnește o echipă de Liga 3-a. Aici, fundașul dreapta, Gorba, cu încă o recuperare. Deci, de 10 minute lucrurile sunt clare. Acum putem să o spunem fără teama de a greși. Ocna Mureș domină această perioadă. Sunt deja mai multe recuperări, mai multe intercepții ale echipei pregătite de Dan Roma. Mai devreme a avut și o combinație frumoasă cu o deschidere în dreapta pentru Cătălin Creț, care, uite, a fugit de ceață, a venit aici, unde pare să fie mai puțină ceață, în acest flanc, adică în dreapta, în sensul de atac al echipei lui. Minge aruncată frumos, Ghiță, poziție regulamentară. S-a ridicat un spaniol, adică nu poate să le iasă chiar totul. Contra acestei formații craiovene, care să spunem elegant că își caută reperele. Da. Da, culmea e că a lăsat mingea Cătălin Creț, crezând că el este în offside. Încolo în offside era Ghiță. Minge pentru Danciu, nu ajunge la timp, nu avea cum. Dacă mai în vână Ocna Mureș. Da, da, da. Pentru că știi cum se spune de obicei, să nu joci în stilul adversar, să nu intri în jocul lui. Este un meci de Liga 3. Da, care pe Craiova o încurcă, sunt alte repere, sunt alte, e altă logică, nu știu, asta mi se. Cam asta e impresia. Pentru că vedem că nu mai poți să țină de minge. Închizătorul aici este anulat, e diluat complet Alex Mateiu. Hai să nu spunem o agitație browniană, e un haos la nivelul construcției. Dată tare și în față, cine mai puternic supraviețuiește. Degajează Kadar. Minge lungă, iese Lazar, oricum Ghiță era departe de traiectoria balonului, nu avea cum să intervină Martici pentru Mateiu. Dar vezi că și preluările jucătorilor lui Mirel Rădoi sunt așa de Liga a treia. Cum să sară mingea un metru jumătate din preluare? O pasă venită de la 15 metri. Indiferent cât de prost se prezintă gazonul, trebuie să demonstrez că ești echipă de primă ligă. Și Raul Silva are aceeași problemă.
Martic, ce să mai zicem de el, l-a dat pe lângă minge la, la faza golului marcat de Cioargă. Și iată, Lux a sumat de Dan Roman, l-a scos tocmai pe Cioargă, l-a simbat pe eroul Ocnei Mureș. Vedem centrare, nu e centrare, combinație doar Florescu cu pasă pentru Vână, care ratează recepția, dar se transformă această deviere într-o minge utilă pentru Iovan Markovic, diagonală, Eduard Florescu, pauză în atac. Mână pusă pe adversar, îl trage și este procedeu neregulamentar la Interul Craiovenilor. Sirenele se aud din nou, cu o intensitate și mai bună, și asta nu anunță ceva nemaipomenit pentru Craiova, pentru că este sunetul cu care Ocna Mureș este obișnuită. Degajează Kadar. Ne apropiem de ultimul sfert de oră al acestei întâlniri, probabil vreo 20 de minute cu prelungiri cu tot, pentru că vom avea minute suplimentare. A respins Benga. Gorba aruncă de la margine. Giorgio Guț încercat o pasă pentru Socaș, mingea interceptată de Craioveni. Iovan Markovic îl domină pe Cim Poeșu, rezistă însă până la urmă apărătorul central al Ocnei Mureș, care se joacă cu focul. Joacă cu focul, dar uite că și a doua oară reușește să cumva să supraviețuiască în duelul cu atacantul Craiovenilor. Eduard Florescu încearcă să se debaraseze de Giurgiu, dribling, mingea este pe dreptul, însă el este un stângaci, centrare, minge deviată de Markovic, până la Alex Mateiu! Cea mai periculoasă minge care a ajuns pe poarta lui Kadar. Frumoasă pe execuția lui Mateiu. Kadar atent reușește să scoată în corner. E prima ocazie pe care o are Universitatea Craiova după golul marcat de Andrei Ivan în minutul 29. Un atac finalizat în sfârșit după incursiunea lui Eduard Florescu aici în flanc. Lovitură de colț a Craiovenilor. Centrarea este la a doua bară, pe lung, și va fi repunere de la margine pentru gazde. Se duce Gorba să repună mingea în joc, se lipește Benga de Socaș. Până la urmă Mateiu trimite spre Raul Silva, Martic, Hanca e acolo. Preluarea importantă, reușită. Încrederea de care am tot vorbit în cazul jucătorilor lui Dan Roman s-a văzut inclusiv la acel duel al lui Cimpoieșu cu Iovan Markovic. Poate la începutul meciului Cimpoieșu ar fi jucat mai simplu, ar fi încercat să dea mingea în afara terenului. Acum, pe minutul 70, a simțit că îi poate face față unuia dintre cei mai tehnici jucători din campionat. Bine, și din altă perspectivă, meciul ăsta e chiar pentru mulți dintre jucătorii de la Ocna Mureș și ca un meci al vieții, adică amintirea unui asemenea meci o să dureze ca pe toată viața. Sigur că le dorim tuturor să aibă alte amintiri, sau mă rog, și alte amintiri, nu numai, dar cam aceasta e senzația. Și oricum e așa joacă. Foarte motivați în continuare, cu foarte multă energie. Spre exemplu, după acest meci o să auzim, desigur, de discuțiile, explicații. Mi-e rău, s-a vorbit de oboseală, de uzură. Și la ora aceea, aproape jucătorii de la Ocna Mureș s-au uitat la televizor cu un pahar de apă în mână, spunând oboseală, uzură. La ei nu se simte. Iată, recuperare și au plecat prin creț în ofensivă. Să vedem centrarea. Dribling, al doilea dribling în fața lui Benga, rămâne în control. Mingea trimisă a vrut o centrare, lovește cum poate și iese un șut destul de anemic. De ce lansează din mână Lazar? Că mai devreme ce nu degajează din picior la nivelul pechiță, la 20 metri de poarta lui. Totdeauna e mai sigur pentru portar din mână. Se grăbește Florescu, însă gata. Nu mai poate sta pe margine Roman. Roman și Coman intră. Roman îi face semn
cum se zice, jucătorului său sau cu echipierului. E greu de găsit un termen. Iese Ghiță și să vedem dacă iese și Guț de pe partea opusă, nu? Iese Goronea. Și Goronea. Și intră Coman și Roman. E, acum să vedem, da, Roman, să nu cumva să greșești vreo pasă. N-are cine să-l certe. E, nu știu, un coechipier mai curios să-l ia la rost. Antrenorul Ocnei Mureș este în teren din acest minut 78 și uite, până la urmă, asta se pare că am nimerit-o, că evocam împreună în prima repriză, da, dacă meciul se va duce cu egal multă vreme spre final, va intra pentru a forța victoria, Dan Roman a intrat. Era păcat să nu intre. La 1 la 1 te obligă jocul. Raul Silva pentru Benga. Încearcă să-i deschidă unghiurile extremei stânga și anume lui Marian Danciu. Până la urmă, în această schiță de construcție, Craiova devine o formație ceva mai rezervată și anume întoarce balonul până zona apărătorilor centrali. Campanu, Raul Silva ca poziționare. Vedem acum fundașii craioveni în terenul adversarului. Preluare, Benga, e pasă, reușe să recupereze jucătorul lui Dan Roman și aici se dă cu faul. Bine, vreau să apură, dar o să se nu fie. N-a fost mare lucru. Aici s-a împiedicat pur și simplu de Jovan Marković, jucătorul Ocnei Mureș. 10 minute plus prelungiri până la finalul întâlnirii. Dan Roman sare acolo, va primi 37 de ani pe 22 decembrie. Iar ultima... Zic cu Dan Petrescu. Așa zic cu Dan Petrescu. Da. Iar ultima echipă de primă ligă la care a jucat a fost CFR Cluj, sezonul 2016-2017. Florin Socaci ia cartonașul galben după această intervenție asupra lui Mateiu. Ah, interesant. Dacă îi dă un galben lui Dan Roman, îi dă ca antrenor sau ca jucător? Asta e cupa, da. Acum a fost aproape, i-a adus aminte Dan Roman, Julian Demetrescu, de acea fază la care ar fi trebuit să dea penalti pentru Ocnea Mureș. Era o Silva, trebuie să pună mingea jos înainte de orice, pe viitor să o pună mai repede, pentru că în viitorul apropiat fundașii Craiovei vor tăni atacanții Rapidului. Centrare, Benga, preluarea Jovan Marković, prea multe atingeri, șutul lui Hanca este deviat. O degajare a lui Guț, rămâne în ofensivă Craiova, însă nu pentru multă vreme, să de lovitură liberă pentru, pentru gazde. Anu, fază oprită pentru o problemă medicală, da. A, la acel șut. Da, mic, l-a recepționat în plin. Asta a fost problema. Iuliana Demetrescu a văzut suferința jucătorului de la Ocnea Mureș și a întrerupt jocul. Cu oricine sau orice ții, cu noile beneficii de Live Betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fan să fii fan. Jocul se va relua cu posesie pentru Universitatea Craiova. Poltenii aveau mingea în momentul în care Iuliana Demetrescu a fluierat pentru a-i permite staffului medical de la Ocnea Mureș să intre și să rezolve problemele cu care se confrunta mic. Guț e relaxat spre deosebire de adversari. Se vede că jucătorii lui Rădoi sunt nervoși.
iau acest rezultat ca pe un afront, dar ar fi trebuit să se gândească la asta mai, mai devreme. Până la urmă, mingea e scoasă de acolo, din marginea careului, e recuperată de Raul Silva. Martic le primește Raul Silva, care poate avansa cu echipierii. Au croit acest drum spre careul Ocnei Mureș. Eduard Florescu reprimește Interul Craiovei, pas pentru închizător. Mateu, foarte bun șut de mai devreme. Adevărat că a fost combinat treia lui tentativă în acest meci. Campanul pentru Hanca. Centrarea iarăși la a doua bară, direct în afara terenului. E greu de găsit un aspect pozitiv în ceea ce privește jocul Universității Craiova în această seară la Zlatna. Asta în perspectiva meciului cu Rapid. Parcă atâta vreme cât a fost Ivan pe teren, lucrurile au stat totuși ceva mai bine. Au fost mai multe acțiuni finalizate. Au fost ocazii pe care a ieșit Ivan spre finalul primei părți. A crescut jocul celor de la Ocna Mureș. Acum, dacă stai și faci abstracție de inițialele de pe grafică, nu știi care e echipa de primă ligă și care e echipa de Liga 3-a. Nu mi se pare absolut nicio diferență. Da, am revăzut și această intervenție pentru care acest joc periculos, pentru care Ionuț Vână vede cartonașul galben, atacul asupra lui Florin Socaci, încă o fază fixă pentru Ocna Mureș. Apropo de ce spuneai tu, că este foarte greu să faci diferențierea dintre ele. Alex Giurgiu, minge înaltă, balonul este deviat, offside. Însă offside. Acum și dacă vin revările pe ceața asta, chiar să detectăm linia offside-ului. Am avut o fază de offside în prima repriză, dar atunci nu era această ceață totuși. Da, câtă vreme Ocna Mureș, deși aici a jucat la lovitură liberă, deci la fază fixă, deci joacă pe terenul ei, în vreme ce Craiova n-a reușit să aducă și cumva aici că e coincidență sau nu, ai dreptate cu Andrei Ivan în teren. Craiovenii au jucat într-un fel. Acolo au putut să pună meciul pe terenul lor, pe reperele lor, după care nu există, după părerea mea, circunstanțe atenuante pentru Craiova, pentru această cădere de nivel, sincer. O echipă, jucători prea buni. O lovitură liberă contestată de Dan Roman. Acum poate să o facă din teren, e mult mai aproape de miezul evenimentelor. Se agita destul de mult pe margine fostul jucător de la CFR, de la Bistrița și Gaz Metan. Dar acum, acolo, în teren, e mai simplu să discute cu Iuliana Demetrescu. Pare destul de îngăduitoare Iuliana Demetrescu până acum, în ceea ce privește aceste proteste ale lui Dan Roman. Rușine să vă fie, cred că strigă suporterii gazdelor la adresa brigăzii. Centrarea lui până Florescu e acolo în interiorul careului. Iese acum din suprafața de pedeapsă. Indiferent de cum se termină meciul ăsta, indiferent dacă Universitatea Craiova marchează o dată, de două ori sau de trei ori până la final, impresia pe care, lamentabilă, care a lăsat-o echipa lui Mirel Rădoi astăzi la Zlatna, nu va putea fi ștearsă curând. Ne vedem aici, Martic încearcă un dribbling, iese o pasă, reprimește fundașul central al Craiovei, utilizat azi fundaș central, vine central în centrul careului, balon care depășește pe cei doi apărători central, pe Paleoca și pe Cimpoeșu. Recuperarea lui Eduard Florescu și șutul lui Alex Mateu, nu e combinație, minge pe care pasează lui Vână, încă un șut, dar că este transversală șutul lui Danciu. Minutul 87. Ocna Mureș păstrează suspansul în această grupă D din Cupa României, cu acest 1-1 contra Craiovei.
Cred că și fetele care arbitrează au modelele lor, că mă gândeam să suprapun imaginea Iulianei Dumitrescu cu imaginea lui Stefanie Frapar, care probabil că este cea mai cunoscută fată arbitru și care nu este deloc îngăduitoare, câtă vreme știu că a dat un roșu lui Payet într-un meci Lyon-Marseille, ceea ce e un afront foarte greu de acceptat. Dar severă, într-adevăr, hai să vedem aici Danciu în care vine centrarea, nu este pasă la prima bară și supraviețuiește cum necum, iarăși defensiva Ocnei Mureș. Mingea aruncată în jumătatea adversă. Se aude un fluier, s-a întâmplat din nou ceva în preajma careului advers. Gorba, cel cu probleme. Da, probabil că acesta ar fi obiectivul maxim al Iulianei Dumitrescu, să ajungă și ea la un, la un campionat mondial, precum Stefanie Frapar, pe care o vom vedea în Qatar peste două săptămâni. Gorba va trebui să iasă. Nu știu, uitam să nu fie... Cred că la, să nu-l fi călcat antrenorul lui, adică de greșeală. Roman. Da. Da, cert e că Ocna Mureș e în inferioritate numerică. Acum posesia este a Craiovei. Mingea oferită oltenilor. Hanca, Mateiu, continuarea în stânga la Denis Benga. Dașul stânga al oltenilor începând să joace, iată, repede, joace din prima cu Marian Danciu. Da, până la urmă, la cum au jucat craiovenii, normal că ne uităm mai mult cu jucătorii foarte tineri, sau cei noi pe care noi vedem foarte des, vedem ce știu, cum știu. Aici însă o minge scăpată de Danciu, cam ușor, în afara terenului. Ultimul minut la Zlatna, minge în ofensivă, direct pentru atacantul antrenor Dan Roman. Vână în duel cu Coman, minge pântoarsă la Mateiu. Iarăși vână. Dar cum poți caracteriza aceste mingi trimise de vână? Nu e prima. Dacă ai fost prima, ai fi zis, da, se mai întâmplă, dar avem acel exemplu al loviturii libere pe care a putut-o direct în afara terenului. Au mai fost pase date direct la adversar. Încă o schimbare la Ocna Mureș. Iese Guț, minutul 91 și intră Alex Țăranu. Formidabil rezultat pentru Ocna Mureș, o echipă care, spuneai tu, a pierdut 7-0 cu Corvino. La noi se spune așa la prima ligă, ne încurcă jocurile europene. Deci pe Ocna Mureș o încurcă pur și simplu campionatul, Liga a 3-a, pentru că cupa este... făcută pentru cupă. Exact, este echipa asta. Și își merită, după părerea mea, sincer, își merită punctul ăsta extraordinar. Deci o prestație foarte bună pentru echipă de Liga a 3-a. O echipă de Liga a 3-a care a scos un singur punct în ultimele 7 etape de campionat. Cimpoieșu, cartonaș galben. Oricum, au făcut totul pentru front, totul pentru victorie la Ocna Mureș de 10 minute, nu mai joacă nimic. Lovitură liberă. Da. În sensul că au căutat să fragmenteze jocul cât de mult și galbenele sunt asumate și, ca să fiu contrazis, obțin această lovitură liberă. Mai puțin de 4 minute până la finalul prelungirilor. Da, îndrăzneț aici Alex Giurgiu, omul care a marcat golul victoriei din partida cu Chindia. Sincer să fiu, n-am văzut pe unde a trecut mingea, cert e că s-a dus pe lângă poartă. Cred că a trecut destul de departe, nici eu n-am văzut, dar n-au părut să fie fanii chiar atât de entuziaști.
Ok, au avut o fază fixă. Al doilea minut adițional, practic, se duce. Martic conduce acest atac al Craiovei. Pare să fie o minge înaltă la marginea 16 lui Ogdei Guri și minge de contraatac pentru Dan Roman. Urmărește Dan Roman, însă Raul Silva e mai aproape, e mai bine poziționat. Iar Roman n-a avut parte de sprijin. E singurul jucător al gazdelor aflat în jumătatea Universității Craiova. Se întorc oltenii în ofensivă. Mateiu pentru Vână. Alege varianta simplă, Vână de această dată. Pas destul de aproape. Câmpanul la interior. Marcovici ratează preluarea. Ce pasă bună a dat Câmpanu. Pe site-ul digisport.ro și în aplicația Digisport puteți vedea care e salariul real al lui Nicolae Stanciu în China și condițiile în care poate reveni în Europa. Și tot pe site și în aplicație puteți afla surprizele lui Edi Iordănescu, cine sunt convocații pentru meciurile cu Slovenia și Moldova. Repunere de la margine pentru Ogna Mureș, minutul 4 adițional, e ca o lovitură de colț, să vedem cât de bine execută, dar fiind echipă de Liga 3, ne așteptăm să aibă un fundaș sau un jucător care să arunce mingea cât mai departe în careul craiovenilor. Denis Benga, emițând mingea dincolo de tribune, cred ca dovadă că nu mai apare nicio minge în acea zonă. În pădure, în ceață, va fi găsită de un copil mâine. S-a ridicat și ceața, cea mai frumoasă amintire după un meci de cupă aici în Zlat. Aruncă Gorba de la margine. Mingea se încăpățânează să rămână acolo, e fault aici, făcut asupra lui Florescu. Puțin peste un minut la dispoziția Universității Craiova, în tentativa de a rezolva calificarea în sferturile de finală. Încă din această seară urcă Ivan Martic, unul care i-a permis lui Cioargă să egaleze în minutul 48. Câmpanu, combinație, pasă pe scurt Alex Mateiu. Se duce însă pe flancul închis, poate combinația... Pas, combinație în doi pas pentru al treilea, repunere de la margine pentru echipa craiovană. Da, asta e situația, trebuie să aștepte să apară mingea. Revine de pe celălalt flanc, acolo chiar e pădure. Acolo, da, e imposibil de găsit. A mai venit o minge, acum sunt prea multe. Oricum, impresia este că și dacă ar fi avut fiecare jucător al lui Mirel Rădoi o minge, tot n-ar fi știut ce se fac cu ea. Atât de rău a jucat Universitatea Craiova în această seară istorică, putem să-i spunem, pentru Ogna Mureș, care la Zlatna ia un punct, uneia dintre echipele mari ale campionatului. Final de partidă, Ogna Mureș, Universitatea Craiova, 1-1, Ivan și Cioargă, marcatorii golurilor. Ambele echipe au câte 4 puncte, Adi Soare și Dan Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă, la revedere!